Astăzi vreau, chiar dacă e mai mult decât ar fi trebuit de montată motocicleta, să eliminăm complet sistemul care îl găsim pe Euro 5 și Euro 6. Pe viitor va fi cu siguranță tot același sistem utilizat pentru motocicletele acestea. Din 2020 până în 2024 veți găsi acest sistem în aceeași formă pe motociclete. El este responsabil pentru a recupera în canistra care este localizată în centrul cadrului gazele din rezervor, după care prin această supapă se injectează înapoi în admisie. În felul acesta arderea e mai completă și există o poluare mai mică. Asta dacă ați utiliza exclusiv motocicleta pe stradă. Având în vedere utilizarea care noi o facem asupra motocicletelor, folosind evacuările fără sondele lambda, este complet inutil sistemul. De aceea, chiar dacă este o idee mai multă treabă, am decis să îl demontăm și totodată să vedeți și voi cât de mult durează și ce ar trebui făcut. În cazul de față avem EXC-ul 2024, am dat jos plasticele, am dat jos rezervorul, deoarece vor veni mai multe îmbunătățiri făcute asupra lui. După procedura aceasta se desface evacuarea, dăm jos rezonatorul, desfacem partea din spate a semicadrului, avem două șuruburi pe fiecare parte, jos și sus. Sus prefer doar să îl destrâng puțin, pentru ca semicadrul să poată veni mai ușor în sus. Desfacem și ridicăm parțial semicadrul, deoarece motorul va fi nevoie să-l desfacem și să îl ridicăm sau să îl împingem în cadru pe partea din spate. Canistra din interiorul cadrului lovește în flanșă. Și din cauza aceasta este nevoie de 80% practic din lucrarea care o efectuăm. Suporții care rețin motorul în partea de sus au câte 3 șuruburi pe fiecare parte. Se utilizează un Torx de 45 pentru demontare. Ce este important de menționat, în momentul în care desfacem pe partea stângă a motocicletei, suportul care ține supapa este prins împreună cu suportul motorului. Acesta nu îl vom mai monta la loc în momentul în care le punem toate lucrurile sus. Șuruburile față de modelele anterioare la 2024 au toate aceeași dimensiune, atât în partea din spate a suportului, cât și în partea din față. Pentru a elimina conducta din supapă, se presează aceste două cleme și se împinge în sus conducta. Acest furtun merge direct înăuntru în flanșa de admisie, pe partea dreaptă. Aici o să fie, din câte rețin bine minte, avem un dop, un capac care se poate pune, dacă nu vom face unul, pentru a reduce cât se poate de mult din lungimea lui. Coșul să mai lungă dreaptă, vrem să ajungem în partea de jos a admisiei, unde avem un colier. Îl desfacem parțial, deoarece vrem să scoatem afară clapeta cu injector, cu tot, și semicadru să vină puțin pe spate. Personal, prefer să utilizez o bandă sau o chingă elastică pentru a fixa semicadrul în partea de sus. În felul acesta am acces foarte, foarte bun. Am găsit mai ușor de demontat doar airbox-ul decât toată clapeta cu injector și de aceea am făcut-o în felul acesta. Utilizăm un clește cu vârf pentru a demonta colierele care rețin aceste furtune. Trebuie să avem grijă în momentul în care scoatem afară, pentru că putem lovi radiatorul cu colierul. Acesta este primul furtun. Este important de știut că în partea dreaptă avem conexiunea legată împreună cu supraplinul de la rezervor, care este legat de cadru și dirijează combustibilul care curge în afara evacuării, care de multe ori știm poate să fie foarte fierbinte. Iar pentru că nu vreau să păstrez tot ansamblul acesta, voi folosi furtunul de pe partea stângă
pentru a conecta sus, supraplinul și a lega la sfârșit înapoi în aceeași poziție și evacuarea, să zicem așa, a rezervorului. Până atunci eliminăm fixarea și scoatem tot kitul afară. Cu o tubulară de 8 lungă, se poate și cu o cheie, cu grijă mare la radiator, eliminăm afară prima fixare. Ea este cu un filet relativ mărișor, este introdusă direct înăuntru în canistră. Pentru generațiile 2023-2022, să știți că este deja disponibilă această canistră ca și refulare, backup pentru antigel. Pe scurt, tot antigelul care refulează afară, normal, pe lângă motocicletă și jos, în momentul în care e supraîncălzit motocicleta, ajunge înăuntru în canistră, iar este trasă înapoi când motocicleta se răcește. A treia parte și cea mai dificilă o găsim chiar în mijlocul cadrului. Este puțin mai greu de accesat, dar cu puțin atenție vom reuși. Eliminăm colierul. După eliminarea furtunului, cu o cheie fixă, vom începe o treabă de chinej, cum se zice. Merge foarte, foarte încet și este mic unghiul, dar vom desface afară și ultimul șurub. După demontarea ultimului ghidaj, desfacem șuruburile motorului. Avem două bolțuri lungi. Când veți demonta ultimul, veți simți că o idee mică, motorul coboară jos, nu trebuie să vă alarmați. Un lucru care l-am omis este bujia și bujia trebuie să o desfacem. După demontarea șuruburilor motorului, veți vedea că ușor canistra începe să coboare afară. Aceasta este de fapt problema care o întâmpinăm. Cred că se vede destul de bine în zona aceasta. Dacă ar fi fost cu un centimetru mai în spate motorul, înăuntru un cadru, ar fi fost foarte ușor, sau o altă formă dacă ar fi avut canistra de carbon. De aceea e nevoie să mutăm o idee motorul în spate și canistra va coborî foarte rapid jos. Avem lipit de ea pentru început o protecție termică, dar cred că cel mai bine este să o desfacem după ce o avem pe masă. Am reușit până la urmă să elimin elementul care pentru care am desfăcut jumătate de motocicleta. Noi spunem canistra de carbon, dar de fapt este un element pătrat, dreptunghiular, de plastic, cu o greutate semnificativă. Aici avem tot sistemul. Așa arată. Acesta este tot sistemul, împreună cu suport și pompa. Așa cum știți că întotdeauna am preferat să cântărez lucrurile, vreau să pun tot sistemul pe cântar. Avem un cântar de precise de la Tefal pentru a cântări exact cât este de greu tot sistemul. Mai avem un furtunel pe undeva, nu l-am mai găsit, dar câteva grame în plus minus nu o să facă foarte mare diferență. Undeva în piață se discuta despre 600-700 grame. Avem 588 de grame la sistemul de Euro 5. Sistemul Euro 5, că așa este cunoscut, a apărut prima dată în momentul în care au fost Euro 5. Repet, pentru cei care aveți până în 2023 modelele, voi achiziționa unul să vedem dacă este compatibil și pe 2024. Avem această canistră care recuperează antigelul, ea este aceeași formă și se introduce în același loc. Ea poate să recupereze antigelul în momentul în care motocicleta este supraîncălzită, iar în momentul în care se răcește, antigelul este recuperat înapoi în vas. Un lucru super, super util pentru cei care nu aveți, din păcate, două ventilatoare. Pentru reasamblare, întotdeauna utilizez Loctite albastru. Punem pe șuruburi. Nu vrem să se desfacă nimic. Avem 1, 2 și piulița care doar o strângem. După care prindem 1, 2, 3 suporții de motor și la sfârșit airbox-ul. Ultimul lucru pe listă este acest dop. Deoarece injecția gazelor se făcea înainte de muzicuță,
avem un orificiu care va rămâne gol după eliminarea furtunului. Aceste dopuri le găsiți în pachetul cu care vine motocicleta original. Doar se așează și se pune la fix. Eu, preventiv, voi pune și un colier peste el sau probabil puțin silicon înainte să-l fixez, să fiu sigur că nu se întâmplă nimic. E foarte slim, arată super ok și am rezolvat cel puțin partea aceasta. Urmează doar să fixez înapoi suportul de motor, restul, toate lucrurile sunt fixate și strânse. Pentru partea din față avem un anulator, să-i spunem așa, de mufă. O mufă închisă etanșă care vine în locul pompei și o să o desfacem din această zonă, o agățăm undeva în partea de sus. Ea practic rămâne în felul acesta anulată. La fel este și varianta mufei pentru sondele lambda.